Chiar astăzi vedeam Dragoș Tudorache, da? Cel care îi ține locul în aceste zile lui Dacian Cioloș, care spunea că nu are de gând să renunțe la retragerea sprijinului politic și că merg înainte cu această idee. Ce-i drept, am văzut mai multe reacții tranșante din partea Plus, da? Dragoș Tudorache e un exemplu, decât din partea USR. Poate datorită faptului că domnul Voiculescu era membru Plus, poate. Poate datorită faptului că între cele două formațiuni, USR și Plus, pot exista anumite divergențe în legătură cu foaia lor de parcurs viitoare. Știm că încă fuziunea n-a fost încuvințată de Tribunalul București, mai știm că ei își doresc să aibă un drum comun, un parcurs comun. Știm că domnul Cioloș vrea să candideze la prezidențiale din 2024 și și-ar dori să fie validat ca și candidat cât mai repede ca să aibă o perioadă de timp pentru campania electorală. Știm că va fi o luptă acolo între domnul Cioloș și domnul Barna. Sunt lucruri pe care le știm. Detaliile interne ale lor, probabil că le cunosc domniile lor. Noi ceea ce știm este că în momentul când am stabilit coaliția de guvernare, am stabilit atât un program, cât și niște principii, că Partidul Național Liberal și prim-ministru Florin Câțu le-a respectat. Și mai știm că în momentul în care apar anumite conduite care sunt contrare unei bune funcționare a guvernului, primul ministru are nu doar posibilitatea, ci și obligația să ia acele măsuri care să funcționalizeze guvernul, care să îmbunătățească performanța guvernamentală. Ori din punctul ăsta de vedere, eu cred că USR Plus nu stă în domnul Voiculescu. Mă gândesc că au și altă variantă pentru funcția de ministru al sănătății. Ei, nici aici nu se înțeleg. Păi bun. Dar vedeți dumneavoastră, aici e o problemă foarte simplă. Actul de guvernare presupune, pe lângă principii și decență, presupune și un anumit de compatibilitate. În momentul în care conduita ministrului sănătății a demonstrat cât se poate de clar un anumit tip de incompatibilitate, nu atât cu primul ministru, cât cu guvernul în ansamblu, cu maniera în care Partidul Național Liberal vede actul de guvernare. Pentru că în momentul în care fac aceste afirmații, fac apel la memoria dumneavoastră să vă amintiți că până să existe celebrele dispute în spațiu public, în general n-au ce căuta în spațiu public, între domnul Voiculescu și prim-ministru Florin Cățu, au existat dispute între domnul Voiculescu și ministrul Educației pe tema ordinului comun privind școlile, între ministrul Sănătății și domnul Gheorghiță, șeful campaniei de comitetului pentru vaccinare, între domnul Voiculescu și domnul Arafat, între domnul Voiculescu și alte persoane din Guvernul României. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu vom putea să girăm o împrejurare în care cineva își va putea permite, pe considerentul că a fost susținut să ocupe un post de ministru, deci cineva pe baza faptului care susținere să-și permită să nu țină cont de nicio altă opinie și să încerce să-și impună punctele de vedere, inclusiv făcând un anumit tip de scurt circuit în ceea ce privește scala ierarhică. Pentru că șeful guvernului este prim-ministru.